Vrei să mă ajut să prezint? Știți, dragi prieteni, că atunci când am venit la dumneavoastră, am spus că am foarte mari emoții. Și am spus fetiței astea de o șchioapă că dacă îmi ține pumnii și dacă o să-mi spună ea că o să am succes, eu o să mă prezint așa cum trebuie în fața dumneavoastră și a telespectatorilor. Și mai ții minte ce mi-ai zis? Da. Ia zi. Că niciodată nu trebuie să aveți emoții. Și mi-a spus succes! Hai să încheiem noi frumos acest spectacol. Ce spui tu? Mă ajuți? Ia de cum facem. Tu îi rogi pe oamenii ăștia frumoși din public să aplaude, da? În timp ce eu vorbesc. Facem așa. Fii atent. Noi suntem aici datorită colegilor de la Radio România, da? Amândouă. Da. Și împreună cu toți copiii, cu toți tinerii și cu toți interpreții mari. Și împreună cu publicul frumos. Bun. Și atunci, colegii mei de la radio au spus așa, că trebuie să mulțumim echipei Săli Radio, în special domnului Vasile Ștefani. E bine, da? Tu trebuie să mă apropi, că altfel eu nu mai spun nimic, să știi. Să nu greșesc. Dar și echipei Favorit TV. Pentru că echipa Favorit TV registrează spectacolul, iar bunii noștri telespectatori îl vor vedea. Și te vor vedea și pe tine când în zărzărică zărzărea. Și acum, facem un exercițiu de sinceritate și de prietenie. Regia muzicală a acestui spectacol este asigurată de Viorel Ioachimescu și Roberto Coceaș. Regia tehnică este semnată numai de ingineri Cristian Bădescu, Andrei Barbu, Călin Gibescu și Rodinel Popa. Aplaudă frumos! Vrei mai tare? Da! Mai tare? Ne-au luminat frumos pe scenă inginerul Marius Păunescu și Bogdan Iancu. Iar echipa de realizare este semnată de colegii și prietenii mei, Anca Negoescu, Teodor Isaru și Violeta Ianculescu. Ți-a plăcut la spectacol? Da! Știi ce m-am gândit eu? Că a fost un public tare frumos. Și acum vrem să aplaude publicul ăsta minunat, să se aplaude pe el. Ce zici? Da. Cât de tare trebuie să aplaudă? Tare, tare! Mai tare! Tare! Tare, tare! Vă mulțumim, dragi prieteni, să știi că dacă ți s-a păgubit pălăria, vină la Caraș și dăm alta, bine? Că nu nici noi bași așa zgârciți bănățenii. Bun, mulțumim mult de tot vlăstarilor, mulțumim tinerilor și interpreților din generația de aur, vă mulțumim și dumneavoastră și nu plecați pentru că eu vreau să rămân împreună cu dumneavoastră și să ascultăm o scurtă suită orchestrală dirijată de Adrian Grigoraș. Hai aici, într-o parte.